Doamnă și domnule, bine v-a regăsit! Și am zis că încerc în fiecare emisiune să vă dau câte o chestie faină. Uite o chestie faină. Cartea asta am căpătat-o aseară, am citit-o de atunci. E scrisă de un domn comisar șef de la Cluj. De la poliție, da. Soarea pustei, istoria lui Rojoșandor, ultimul mare haiduc al Europei. E scoasă la Academia Română, Centrul de Studii Transilvane. Și am vorbit cu domnul polițist aseară și prima întrebare a fost bun. rojo a fost și haiduc, a fost și soldat, pe care se puteau baza cei de la 1848, Coșut și ceilalți, dar după haiducie, după soldăție, a devenit un mare tălhar. Tălhar, cum se zice în ardeal. Și are o... Istorie foarte faină, tragică, dar faină în esență, cinematografică aproape. Om a fost salvat de la moarte, exact ca François Vion pe vremuri, ca poetul din secolul XV, de vreo trei ori. Prima sau a doua oară, mi se pare că a fost grațiat la cererea lui Iocăimor, acel romancier ungur extraordinar. Am citit Diamantele Negre și o nebunie și că făcea tălharul ăsta Roja Șandor, făcea tălhări. Noi le zicem haiduci. Da, să știi că haiduci ăia nu luau de la bogați și dădeau de, la săraci. Luau de la bogați. Și istorie, la un moment dat, merge și jefuiește un popă catolic în miez de noapte. Și popă catolic săracul era foarte, foarte mărit să declare la poliție Jafu pentru că Haidu cu ăsta al prinsese cu menajera în pat. Și eu o luat? tot, dar a rămas cu menajera. Și l-am întrebat pe domnul comisar șef, bun, de unde până unde, un comisar șef de la poliția română, născut în Gherla, Gabriel Virgil Rusu, scrie despre șandor. Și îmi zice o chestie senzațională. Păi de că eu când eram copil, mă jucam cu prietenii mei români și unguri din Gherla, de a Roja Andor. Foarte tare chestia asta. Eu sper să se găsească în librării. Vă mai arăt o dată. Istoria este senzațională. Are către final și niște. Uh, niște. cum să le zic eu, niște statistici și fotografii pe care nu le vedeți undeva altundeva undeva decât în cartea asta. De exemplu, au ce mâncau la pușcărie. Fii atent ce mâncau la pușcărie. O porție de supă cu rântaj, o cană de lapte, o cană de bere, aveau și vin de masă, asta e de sărbătoare. Prăjitură sau orez cu untură încinsă, prăjitură sau orez cu lapte, supă de vin cu ouă, zahăr și scorțișoară, chiflă de trei de alea, așa, supă de vită și carne de vită, fasole murată, de asta n-am auzit, chiar foarte fain. Rojo Sandor a murit la Gherla. Era o legendă deja când l-au trimis la Gherla. De trei ori a fost grațiat. Deja deci avea relații aproape de amiciție de asta la distanță cu Franz Iosef. Și nu discuta cu găinarii. Ăștia aveau o problemă. Uite bă, că banditul ăsta, haiducul ăsta sau cum vrei să spunem, nu socializează în pușcărie are gânduri ori să moare pe careva, ori să evadeze, ori să o moare singur. Și atunci când l-au întrebat pe roșoș bă, da, tu nu vorbești cu nimeni, tu n-ai cu nimeni ce discuta? Asta zbă, m-ați băgat în celulă cu tine, că au furat un porc, o găină, eu vorbesc cu găinarii. Și atunci l-au băgat într-o celulă cu vieța de aia, care aveau păcate, drept, o, op... păcate, omoruri și alte chestii. Și atunci a socializat, că se simțea într-un fel între ei lui. A fost să înmormântat fără cap, Capul i a fost trimis la Budapesta prin tot felul de, nu știu, muzee de alea, cum am l-am pus noi pe terente prin formol. Și cineva i-a pus, pentru că roja înseamnă trandafir, i-a plantat un trandafir la capul mormântului. Și prin 30 ceva sau prin 40 ceva a venit un nepot al lui Șandor și n-au știut ăștia să-i arate unde-i mormântat străbunul dar un gardian, care mai trăia încă, a mers și a zis, uite, la mormântul ăla, te duci pe alea, așa vezi un mormânt și are o tufă de trandafiri și să știi că acolo nu e mormântat străbunotul. Foarte faină cartea, se citește dintr-o suflare. Impecabilă scoasă, în sfârșit avem și noi Occidentul nostru, cel puțin în cărți. și fotografii de epocă, vezi? Uite, aici este o carte poștală din 1943, nu știu dacă se vede. Uite, vezi asta. Și zice, ăsta de aici este mormântul lui Roja Șandor. Erau, apărea deja pe cărți poștale, așa legendă extraordinară a creat dintre oamenii din Ardeala. Și cei din Ungaria. Foarte faină, sper să se găsească, repet, în librării. Nu. Da. Și cu asta am terminat cu veștile bune. Le-am cam terminat, din păcate. Am primit azi o citație. Fii atent aici. Că trebuie să mă duc la Galați și că martor. În nu știu ce proces. La Galați. Pe strada Brăilei. Am primit-o pe la ora 15 că la ora 14.30 astăzi trebuia să fiu deja la Galați. Băi, voi, voi n-ați făcut autostradă peste munți și voi vreți să fiu într-o jumătate de oră la Galați? Și mă gândeam la un moment dat, bă, dar în România există un drept al martorului. Pentru că eu am misiune de luni până sâmbătă. Aia de sâmbătă o înregistrez, e drept. De luni până vineri. Eu când să mă duc, cu vă sufletul la galață? Să mă dai afară din televiziune, să bucure drag de... Ha! ha, M-ați prins, nu? N-ai niciun drept în România dacă ești martor. Mai ales că n-ai legătură cu procesul. Știi, deci dacă vine unul de pe stradă și zice, pu, chelu, vreau să-l pun martor, Instanța din Honolulu zice, domnule, nu știu cum faci la serviciu, vii până în Honolulu să spui ce ți-amintești. Domnul, da, eu eram pe stradă în capătul ăla al planetei. Nu contează, te pus domnul martor. După ce au băgat în sisteme informatice milioane și zeci și sute de milioane de euro, la noi încă nu s-au auzit de... Mă, cum se numește audierea la distanță? Pe ghiță poți să-l audiezi la distanță, care era la Belgrad? Dar pe ăștia lați de aici îi duce de la Megidia la Șimleu, de la Sighet la și de la Lugoj la Iași și de la Cluj la Galați. Vezi? poți fi audiat ca martor frumos în fața unui calculator, te vezi, te vede, bună ziua, știi ceva despre asta? Dacă știu, zic, pentru că e datoria ta de martor și trebuie să o faci, dacă nu știu, nu zic. Dar așa să mă porți o mie de kilometri dus întors, tu crezi că eu e bun să îmi schimb planetarele din două în două luni numai că mă bași tu martor? Nu, tată. Mai ales că avionul nu există acolo. Bă, că mai eu înțeleg. Dar mă încuvă sufletul. Nu faceți din țara asta două continente. Una Europa și una Asia. Că trânge șurubul, știi? Oricum sunt politicieni care fac din Europa asta numită România, partea asta de Europă, fac un fel de asie mică, de un fel de orient apropiat. Că ei nu înțeleg că puterea trebuie distribuită public. Un om puternic e la care distribuie puterea oamenilor. Nu e la care strânge puterea. Ăla e un om puternic pe termen scurt. Și nu face cu puterea asta decât să slăiască de puteri un întreg popor sau populație, sau cum vrei să-i zici. Uite aici, tată. Ați văzut Gogomânia Au venit, nu avem bani. Nu avem bani, am promis, adevărat, nu avem bani să mărim salariile profesorilor, medicilor, funcționarilor. Dar, uite acolo, tată, fața zâmbitoare cum vine să ne arate demnitarilor locali, le cresc salariile cu 62% de la 1 iulie. Ăsta e de pe ziare.ro. Adică, băieți, Lăsați-mă cu medicii, cu profesorii, cu funcționarii. Noi, mă, noi să avem acolo nește salarii. În total, creșterea este de 130%. Păi să mai zici că nu are asta, țara asta bani. Are căcălău. Și vine la pachet creșterea asta și cu o îndulcire a eventualelor abuzuri pe care unii se gândesc să le facă. A venit iar Florin Iordache, ăla cu altă întrebare. Geniu ăla care mere așa, din energie de bucegi în energie de bucegi. Ăla, coordonanța 13. Și acum zice, doamne, măriți pragul ăla la 200.000, 2 miliarde de lei vechi sau la 4 miliarde de lei vechi. Că să măriți pragul ăla ca să abuzi un serviciu. Și v-am explicat. Să mărești pragul ăla înseamnă să-ți bați joc de justiție. Repet. E ca și cum ți se fură portofelul în tramvai tu ai acolo 280 de lei în portofel, merg la poliție, domnul, ăsta mi-a furat portofelul, l-a prins lumea și l-a adus aici la poliție. Polițistul numără banii, a, păi nu se poate, nu? Nu pot să-i fac nimic, dar de ce? Că legea îmi spune că dacă aveai 500 de lei numai, de la 500 de lei în sus în portofel se numește furt. Ești liber, ia portofelul dacă vrei să-ți dai hoțul, că poate hoțul ce dar nu ți-l dau, bă, nu vezi că nu face nimic. Și la revedere! Deci vreau dacă angajam niște manageri care să pună la pământ încrederea în justiție, nu cred că găseam pe planeta asta niște manageri mai, mai stilați, mai sofisticați în a, în a tăia exact baza aia de încredere pe care o ai la începutul unui nou mandat. Lasă-mă că o plecată, el alți vin, ăștia la alți și-or face treaba. O taie, tată, o taie. Ai văzut că sare doamna Firea, doamna de București, primarul general al capitalei, o sări la Grindeanu. Și acum vine și spune, băi, pe Mediafax, eu am fost aleasă de bucureșteni, premierul Sorin Grindeanu a fost investit. Madame, tu ai ales 18% dintre bucureșteni. 246.000 de voturi. A nu dă dreptul să faci praf o țară întreagă. Nu prin faptul că l-ataci pe Grindeanu nu mă interesează persoana lui Grindianu, cum nu mă interesează, ba, paharul ăsta de apă mă interesează. Bă, dar nu vă credeți mai sus decât oricine. Pentru că voi nu sunteți Dumnezei lăsați pe pământ. Voi sunteți niște tipi civil servant, în engleză, în românește, niște sluguțe în interesul public. Noi vă dăm nește bani ca voi să dezvoltați nește comunități. Nu știu dacă mă comprehendez, că aici e o chestie de comprehendare. Madam. Vici și îmi spui dintr-o dată, domnule, păi fac că Pentru că tu, prin toate șmecheriile astea, de dat la temelia guvernului, tu nu faci decât să crezi instabilitate. Eu nu-l apăr pe Grindeanu. Nu l-am apărat niciodată și veci nu să-l apăr. Prin faptul că nu are curajul, în primul rând, pentru asta că nu are curaj să, fină, să vină clar să spună băieți, avem atâția lei. Din atâția lei putem face atâtea autostrăzi, atâtea spitale, atâtea irigații, atâtea școli. Nu dăm la pomană, dăi la mărim salarii. A, eu vreau să mărească salariile. Eu vreau să mărească salariile, să ajungem, bă, măcar ca Luxemburgul, 4600 de euro salariu mediu. Dar pentru aia trebuie să muncești ca un luxemburghez, trebuie să ai economia ca un luxemburghez, trebuie să ai o mulțime de stabilopoz în economie, în societate, în cultură, în educație, în ce vrei tu, ca un luxemburghez. No, când le o avea alea, înseamnă că se pot mări salariile cât în Luxemburg. Până atunci, nu se pot mări salariile tată. Pentru că noi avem o hiperbirocrație, la noi sunt cât e tri funcționari care să bat pe o ștampilă, care să ștampileze, la noi sunt primari care, în loc să-și zugrăvească dispensarul, își cumpără palmieri de plastic cu varicocel, inclus. Îl vezi? Portocaliu. Ha? Și ăsta ia salarul cu 62% în plus. Adică, domne, și eu am făcut. Uite ce palmieri frumos au crescut. Au crescut, că la soare te pot uita, dar la palmierul ăsta nu. Înțelegi? Bă, eu sunt de acord să măresc salarile, dar cu o condiție, tată. Care sunt indicii de performanță pe care mi-ai pus? Care este necesarul de funcționari pe care țara asta poate să-i suporte în momentul în care s-au investit sute de milioane de euro în calculatoare, în rețele? Să investit sute de milioane de euro în rețelele astea de calculatoare și mie încă mi se cere copie după buletin. Dar mă, nu ai acolo în calculator. Păi nu știu, trebuie să o aduceți dumneavoastră. Dar la Xerox, ăla că e alu Eu încă trebuie să duc o mulțime de documente ca să demonstrez că exist. Deși el are toată existența mea în calculator. Și asta nu este din cauza funcționarului care stă acolo după ghișeu. Să nu fiu înțeles greșit nici la la nu i convine să să lingă copii după buletin. Asta vine dintr o eroare sistemică de înțelegere a unei societăți. Asta vine din eroarea sistemică prin care statul, exact cum zicea Max Weber, deține monopolul violenței legitime. Adică statul zice: "Eu stat și faci cum zic eu." Uite altul care o să aibă salariu mărit. De pe știrile ProTV. Satul în care primarul a cheltuit 300.000 de lei, adică 3 miliarde de lei vechi, pe 30 de fântâni modernizate. Eu așa am considerat la acea vreme. Te pui în bătaia vântului cu domnul? Nu. Așa considera el. Domnule, 30 de fântâni modernizate. Băiatule, dacă te uiți, să lați umblă cu căruța pe stradă. Mai de o dată imagine. Uite-te acolo. Da? Îți place? Uite aici. Drumuri de pământ. Dar în modernizate, tata. Și primăria ai văzut cum arată. Nu? Frumos. Da, asta sunt luate de pe știrile Pro TV, Au apărut la Național. Problema fundamentală e că nu creează emisie. Nu creează emisie în sensul că nu se vorbește după aia. Ai dat știrea cu primarul ăsta? Eu vreau să, mă du să, te duci la șeful de partid, să te duci la curtea de conturi, să te duci până la dracu și înapoi și să întreb de ce este posibil într-o țară să ai 30 de fântâni modernizate cu 3 miliarde de lei vechi și totuși să circul pe drumuri de pământ. Nu? Uite aici, îți arăt acum din Ardeal, din Maramureș. Cazul din Borșa. Îți arăt un filmuleț făcut astăzi Ia uite frumos. Ăsta este centrul orașului Borșa din Maramureș. Ce că e municipiu, tata. Adică nu ne punem. Uite aici. Nu poți să mergi mai tare cu mașina pentru că planetarea e scumpă. Bucșile la fel, Păi e capul nostru. Îți place, nu? Centrul de oraș. Și după aia ne mirăm că mergem nu în Occident. Mergem la bulgari, tată. Nu mergem nici măcar la croați. Că ne pică limba. Nu mergem nici măcar în Slovenia, că și acolo ne pică limba. În Ungaria ne pică limba, în Cehia ne pică limba. Mergem la bulgari și ne dăm cu roțile în sus. Tu ai, Doamne, dar cum au reușit ăștia să-și facă autostrăzi, să aibă turism, să aibă servicii, să le arate orașele așa? Au reușit pentru că n-au băgat mâna. Sau dacă au băgat, au băgat-o până aici, nu până aici. Și când au băgat-o până aici, știi dracu ce sunt a întâmplat cu justiția cum îți eu cu chiloții lui Buna. N-am. Înțelegi? Uite aici. Și omul ăsta va avea salariul mărit. 62%. Pentru medici și profesori. O zis, drag nea, clar ieri, băi, l-am auzit. Era în direct. Dom'le, statul ăsta nu poate suporta atâtea crește de salarii. Evident că domnii parlamentari vor avea și ei salariile mărite. Nu? Dau și un exemplu bun. Nu? Ca să nu crezi că îți ciufutul de serviciu al patriei. Ciugud, so comuna cu utilități în fiecare casă, piste de biciclete și drumuri asfaltate, chiar și între parcelele agricole. A fost un domn primar din PSD, dar au fost țăpat din PSD că nu a fost destul de bun pentru că nu știu. Nu știu ce a fi făcut. Au făcut prea multe, nu au fi avut dosar penal la timp, nu știu. Știi soarele de ce l-au din PSD. Dar nu știu acum care sunt criteriile de integritate în PSD. Că zic că ăștia că au criterii de integritate, dar partidul îi condus un infractor, după cum zice instanța. E condamnat la pușcărie cu suspendare, doi ani. Adică, bă, un astfel de primar, da, tată. N-am nicio problemă cu el. N-am nicio problemă cu cel de la Peștera. Postul primar de la Peștera, am înțeles că acum ai ales în Nu N-am nicio problemă cu cel de lângă Timișoara, dar eu am o problemă cu miile de primari care, în afară de faptul că le scrie pe birou primar, n-au nicio calificare. În afară de faptul că în... mai înmănușează așa câte o licitație, câte o asfaltare, iarăși n-au nicio de asta. Nicio calificare. La medici n-ai putut să le mărești salarii. La profesori nu. Funcționarii n-ai putut să-i triez. Bă, de cât să avem nevoie? Păi avem un milion de funcționari, 700.000 de mii de funcționari. Bă, poate am nevoie numai de 300 de mii. Bă, ce facem cu ea la Că nu putem să-i aruncăm așa ca pe un la gunoi. Bă, stai să facem niște programe speciale. Bă, băieți, azi rămas 300 de mii, restul de 400 sau de 500 de mii o să beneficiați timp de 5 ani firma gratuită, dacă nu vrei să te angajezi la privat. Că poate vrea privatul să te angajeze. că locuri de muncă sunt. Mai ales în Ardeal și Banat. Dacă nu, firmă făcută pe gratis. Nu ți-a -ți statul nici un bănuț. Cinci ani de zile nu plătești niciun impozit. De ce? Pentru că tu faci parte dintr-o categorie care se poate numi și victimă. Victima politicilor publice, victima politicienilor, victimă. O grămadă de chestii. Nu? Și atunci îți dai, tată. Apropo de victime. Astăzi, scandal cu îmbrâncel la ședința de la primăria Capitalei după ce circa 20 de persoane n-au fost lăsate să intre în sală. Cetățenii au dreptul să meargă, să vadă ce votează, tovară și aleși. E adevărat, vine firea și zis, domnule, un polițist a fost rănit că s-a îmbrâncit cu alții. Întrebarea este, a fost rănit că nu i-a lăsat să-și exercite dreptul, adică să intre în sală, pentru că primise redispoziție de la cineva, poate de la primarul general, să nu lase să intre în sală nu știu cine? Noi suntem ca în filmul Borat. Deci borat e zero barat pe lângă noi. Mai e un pic uh, secvența aia în care joacă așa o oh, din satul Glod, de lângă București. Ca să vedeți că bani nu sunt pentru aducerea comunităților ăstea la vaidie capul lor care dansează în Glod, așa se și numește satul, în Noroi, să-i să aduci pe ăștia în secolul 20, măcar nu în 21, ca să nu mai vorbim de Uniunea Europeană, dar bani pentru... Uh, parlament, pentru aleși, pentru primari. Nu avem o problemă cu asta, tată. Întotdeauna când vreau să, să văd România reală, aia pe care politicienii nu vor să o vadă, România victimă, o numesc eu, mă uit la acea secvență din Borat. Și nu mă uit cu satisfacția că sâc, 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 ce prost alei sunteți, ci mă uit cu groaza că n-am o botă sau nu-i parlamentul un televizor să-l izbezi de păreți. Așa mi-aș izbi televizorul de pereți de nu vă vedeți. Pentru că nu se poate mă, să ai de 27 de ani democrație și aproape să mai rău decât în comunism. Atunci erau prost ei la putere, că erau comuniști. Acum ăștia la putere. Dacă trăim mai proști, ăștia cum sunt? Ăștia fiind stânga, dreapta, tată. De 27 de ani. Nu? Da? Dă-l frumos aici. Asta e România aia profundă, mă. Reală. Dă-o. Să o vedem. Imediat. Stai că s-o blocacem o bilă s-o stricat, o bilă s-o stricat și o bilă s-o pierdut. Imediat. Sau nu avea curentul 220? Sau cât trebuie să aibă curentul? Mă, noi avem trifazică, ești și avem. Auzi, mă, că ăștia fura calculatul. Tu Mă dați pauză de publicitate că mă face din nu. Hai, de capul. ce am vorbim despre România asta, să știi că începem să avem șanse. Pentru că politicienii, marea majoritate, nu neapărat toți, nu văd, ei nici nu cred, ei chiar cred că ăsta e un film. A fost un film pentru America, pentru Franța, pentru Germania, pentru lumea civilizată. Pentru noi este realitate. Oamenii ăștia chiar există. Numai ăsta care dansează mai fițos în costum, e actor. Actor de comedie. Restul îl la noi, din ADN-ul nostru. Din strămoși. Îți place, nu? Eu știu că se enervează o grămadă de politicieni și de membri de aia de partid când dau chestiile astea, dar ce ați văzut în spate este efectul politicilor lor, publice. Vorba vine, în politică publică. De medici nu spasă. pasă. N-ai avut bani pentru ei. De profesori nici așa. De funcționar nici așa. De irigații nici așa. De țăranul la care îți iese cu pătrunjelul la poartă una a doua aia a avut abar, hop, i-am trântit o amendă de l-o Hai să-ți arăt ce am primit acum pe Facebook de un ceas. Un mesaj. Un mesaj de la, dăm cartonul, un mesaj de la un student la medicină. Radu Bojița din București. Bună ziua, domnule German, sunt student la medicină în București în ultimul an. Se presupune că ar trebui să rămân în țară și să se întratez cu naționalii pe când peste faptul că vom avea niște salarii de mizerie și condiții proaste. Uitați cu ce trebuie să ne mai confruntăm. Am văzut acest prin screen postat pe profilul de Facebook al unui coleg și m-am gândit că trebuie să-l vedeți și dumneavoastră. Așa îți respectă românii doctorii. Pentru asta învățăm toată viața. Ăștia suntem. Și vă arăt acum unde vedeți că e șters. Este o jurătură deși mie îmi pune imaginația la încercare. Și zice doamna aia, eu pentru tot pomelnicul ăsta voi sta cu minte și respectoasă cum vei tu strecurându-ți momentul consultației banii marcați de procuror cu mită. Cam asta este respectul meu și urmează în jurătură de adevărat, doctor Impuțiți. Bagă-ți în cap că ești sluga mea, pentru că ești plătit din cea ul meu, doctor e doar o slugă și atât de unde atâta -a respect. Marj la gardă, dă-i, dă, -i, dă, -i, dă -i, de sclav. Și spune unul să-i spui că e slugă și când ai nevoie de ajutorul lui. Asta e mentalitatea. Și mentalitatea asta în timpul dobitocului de Ceaușescu nu exista. Pentru că doctor era doctor și profesor era profesor. Așa cum mai meream noi cu câte un chentan, cu câte un pește, cu câte nu știu ce mai mereu la doctor, cu curcanul de Crăciun. Dar el rămânea domn doctor. Nici măcar tovarășul doctor nu îi se spunea. Era domnul doctor. Era dincolo de griul ăsta în care... Trebuia să zici tovarășul prim secretar, tovarășul dracostea tovarășul ăla la, la, mama dracului. El era domnul doctor. Și lumea accepta respectul ăsta ca fiind de la sine. Acum, după 27 de ani în care au fost vârliți de hai mă lăsați-mă la ce, du-te și cumpără medicamente și fază de astea. Doctor nu mai înseamnă aproape nimic. Îți luați în balon fără nicio problemă. Profesor nu mai înseamnă nimic. Și ăștia îți luați în balon. Funcționarul să că mersi că nu-i tragi una cu laptopul în cap. Cam asta am ajuns. De ce? Pentru că atunci când politicile publice îi bagă în derizoriu pe medici, pe profesori, pe funcționari, pe țăran, pe tot, 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 și mentalitatea colectivă se schimbă și cam toată lumea îi bagă în derizoriu. Uită-te la stopuri. Da? Când îți ridică degetul mijlociu, unul care ai stat prea mult și n-ai mers într-o milisecundă că e verde, de obicei îți ridică degetul mijlociu și îți urlă țărane. Uite că el n are nici măcar calificarea de a da cu sapa printre cucuruz. Doctor, a, mă lăsați-mă știu eu că tot cu șpagă și cu nu știu cum. Cam astea sunt bancurile. Nu mai zice lumea, cum zicea la început, bă, dar totuși oamenii ăștia trebuie să fie plătiți. Omul ăla poate în garda, au făcut gardă 24 de ore și a salvat 10 vieți. Și tu îl pui să mănânce covrigei de buzău? Să se umfle, a luat un el? vine profesorul. Băiatule, ăsta te învață. Nu numai 1 plus 1 fac 2. Sau mă rog, ca la o spătar, 3. Te învață o grămadă de chestii, dincolo de suma lui Gaos și ce -a mai făcut Vitoria Lipan din Baltagu. Te învață o grămadă, începând de la să nu scuipi, pe jos. Dar, cumva să te însori cu o profesoră, sau ce să te măriți cu un profesor, că răbdați foame toată viața. Că mă, e discursul. Nu lasă că dau meditații. Știm noi populațiunea copulativă română. Cam ăsta e derinzoriu în care se mișcă. Și când te gândești că n-am auzit un parlamentar și s-o grămadă care vin din învățământ și din sănătate, din agricultură să vorbească despre băieți, medicii din România mai ales ia tineri s-au săturat să mănânce la prânz covrigei de buzău. Varaș parlamentari. Profesorii din România s-au săturat să meargă pe ascuns să ia sacouri de la second hand. Nu auzi chestia să de la tribuna Parlamentului? Pentru că la tribuna Parlamentului se discută despre altceva, se fac pariuri pe altceva. Nu? Instanța a decis că Dan Voiculescu poate fi eliberat. A luat 10 ani în 2014, acum e 2017, dar e domn profesor, mă, ăsta e adevăratul profesor. Da? Am scris cărți, am dat cu mături, au venit procurorii și au zis, domnule, are cărți de 60 de pagini, alea referate, pe care le fac studenții înainte de sesiune. domnule, terminați. 10 ani, 3 ani, tot un ai. Știți, n-a plătit, zice procurorul, nici măcar cheltuielile de judecată. Nu contează, eliberăm. Domnul, prejudiciul de 60 de milioane de euro nu s-a recuperat. Eliberăm. Te pui cu profesorii? Tată. Te pui cu profesorii, că... Stai un pic. Lasă profesoria de la liceu, de la școli generale, lasă-mă mă, ei. E masă de manevră. Masă de manevră. Ah. Și le liberează-mă? Da? Ha! Nu dau i de la antene cu artificii. Nu? Să te uiți un pic că bucurești acolo, că sigur să vă peste carpați. Dacă nu bagă pompa, să fac carpații de 8.848 de metri. Da? Uite ce zice un domn pe Hot News. Salarii pentru parlamentari, nu indemnizații. Și atunci să ne gândim la chestia asta. Că vin băieții și spun, domnule, pensii speciale, de ne trebuie nouă să ne dați, că noi avem indemnizații, nu avem salariu, de-aia nu trebuie să cotizăm noi la pensie. Am stat patru ani în Parlament și am luat 65% din, din salariu. Păi dacă o să fie de 130 de milioane, o să ia 70 de milioane. De la vechi salariu. Păi am stat patru ani de zile acolo, am făcut, am făcut, la revedere, pa. Vă pup din tren. Comentariu pe Hot News. Salarii pentru parlamentar, nu indemnizații. Trebuie transformate indemnizațiile în salarii. Parlamentul este primul evazionist al țării în condițiile actuale. Pe durata mandatului, parlamentarul să fie angajat cu carte de muncă, să plătească toate contribuțiile și să se aplice principiul interbelic. Niciun demnitar să nu primească mai mult ca un profesor universitar. Înțelegeți? Pentru că atunci așa era. Cel mai înalt grad îl avea profesorul universitar. Că ăla făcea oameni de știință, făcea medici, făcea profesori, făcea, 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 făcea. Ăla inova. Tovarășul ăsta care stă în Parlament, oare ce inovează? De câteva luni văd că numai justiția se inovează. Dar nu cu pensula ca să o să o modernizeze, ci cu târnăcopul. Am văzut iarăși, apropo de justiție, vin ăștia de la, cum, îl, cum îi cheamă, Coaliția pentru Familie. Și vor să dea în judecată trei intelectuali, trei publiciști. Pe unul vi l-am prezentat aseară, pe Mihai Polițianu, oare găsești, pe Gelu Duminică, aici ai, și pe Sorin Cucerai, le-au trimis niște notificări prin avocat că, domnule, să ștergeți de pe bloguri ce ați publicat de despre noi. Semnează Mihai Gorghiu, președintele Comitetului de Inițiativă, să fie sănătos. Că de ce au scris polițianul, de exemplu, Coaliția pentru Rusia? Băiatule, nu poți fi condamnat pentru opinia ta decât într-un stat care seamănă cu Arabia Saudită sau cu mai știu eu ce, nu Arabia Saudită, pe acolo, prin Orient. Sau seamănă cu Turcia. Opinia unui om face parte din democrație, așa cum și opinia ta face parte din democrație. Doi. Avem o problemă aici cu laicitatea statului. ăștia de la coaliția din... pentru familie nu pricep un lucru. Sau poate îl pricep și nu-l o să spun acum. Morala creștină este bună. Dar morala creștină, tu nu poți să o faci bâtă pe spinarea altuia. Tu nu poți să legiferezi ca toată lumea să creadă ce crezi tu, numai pentru că pornești de la premisa că morala creștină este bună. Pentru că în viitor o să vii și o să spui așa. Bă, noi suntem ortodoxi, noi suntem români, noi credem în Dumnezeu. Dăm lege, cine nu crede în Dumnezeu, e condamnat a ajuns Iran. A ajuns la nivelul țărilor care încă mai taie mâna sau omoară prin lapidare, cu piatră, pe ăla care zice, domnule, eu nu cred în Allah sau în Dumnezeu sau în Jehova, cine vrei tu. Vă reamintesc că acum, în o țară saudită, dar nu mai țin minte, nu vreau să greșesc, un copil de 20 de ani, pentru că o scris că el are îndoieli, dacă să creadă sau să nu creadă în Allah, este condamnat la moarte. Că apostazia este, se pedepsește cu moartea. La 20 de ani. Acea sară care deține președinția Comisiei pentru Drepturile Omului din Organizația Națiunilor Unite. Da? Despre asta vorbim. Bă, noi vrem să mai în Asia sau vrem să rămânem în Europa? Îți vine coaliția pentru familie ca să facă cea? Să dea, să facă din ideile lor. Cor fi bune, cor fi rele. Eu nu le discut chestiile astea. Dar nu poți face dintr-o idee a ta indiferent cât de bun ar fi, bâtă pe spinarea altuia tată. Că atunci îmi fac și eu bâtă din ideea mea și începe să ne batem cu bâtele. Știi? Că era caricatura aia mai veche, în care no, unul a inventat sabia, unul a inventat arcul, altul pușca, altul a inventat uh, zi racheta nucleară și după s-a inventat la loc bătaia cu bâtele. Că nu mai rămâne piatră pe piatră. Nu se poate tata asta. Vrei dialog, vrei dezbatere, vrei chiar dispută de idei? Pinotată și spune, ideea mea este asta. Ideea domnului Polițianu este asta. Ideea lui Germa este asta. Ideea lui ăla este asta. Păi pluralitatea ideilor, libertatea ideilor, Toată asta se numește democrație. Într-un stat laic. Că nu-mi scrie nici e Republica Ortodoxă România sau Republica Catolică România sau Republica Neoprotestantă România. Sau Republica România aia care nu te lasă să avortezi. De exemplu. Reacție? Asta e de pe știle ProTV. 100 de ONG-uri și cetățeni se împotrivesc referendumului pentru redefinirea familiei. Nu votăm libertățile. Referendumul de modificare a Constituției pentru redefinirea familiei nu trebuie să aibă loc. Susțin 100 de ONG-uri. De ce? Pentru că interesul nu mai este focalizat pe subiectul referendumului, ci pe faptul că o putere care este religioasă, copornit de la tot felul și cu sprijinul tot felul de popi, și nu vă gândiți numai la ortodox, că și catolici și neoprotestanți și sunt mai mulți. Tu nu poți să faci din, din amplitudinea ta publică o putere care să înlocuiască legile statului, recte Constituția. Constituția e făcută și pentru ăla care vrea să se pupe pe gură cu un bărbat, el fiind bărbat. Îți convine, nu-ți convine. E făcută și pentru fotbalist, exact ce zicea polițianul, e făcută și pentru ăla care bea apă, și pentru chelios, și pentru păroși, pentru toți. Ata vreme cât libertatea mea nu o încalcă pe a ta și a ta nu o încalcă pe altuia, înseamnă că nu avem ce să împărțim. Să faci din chestia asta că ce eu cred în Dumnezeu, tată, dar felul meu. Da? Păi tu nu poți să mergi cu, cu, cu logica asta formală, de genul știi, măgarul mân cu măr, Arhimede mân cu măr, Arhimede este un măgar. German crede în Dumnezeu și noi coaliția credem în Dumnezeu, deci German îi de la Coaliția pentru Familie. Nu pușcă șmecheriile astea. Tu nu poți să vii să, să arăți că puterea ta e numai pentru că ai strâns 3 milioane de semnături este mai validă în fața Constituției decât puterea unui singur, care nu a vrut să semneze. 3 milioane în democrație este egal cu milion. Ata vreme cât e vorba de libertăți fundamentale. Când e vorba de voturi, de alegeri, de partide, de de-astea, n-ai treaba. E treaba ta. Dar nu se pun în calcul libertăți fundamentale. Nu se pun în discuție. Că dacă vrei să punem în discuție, băieți, noi putem să punem în discuție. Păi putem să punem în discuție, măi băieți, hai să-ți de ziua copilului. Uite ce scrie Republica. Coaliția pentru familie. Vrei să fie respectați? Lua stat atitudine. României ar trebui să-i fie rușine. Zice Republica.ro da? De ziua copilului. Și o să vedeți de ce ar trebui să fie rușine. În România, 51% dintre copii trăiesc în sărăcie și risc de excluziune socială, față de sub 35% în țări precum Bulgaria, Ungaria, Grecia, Spania sau Letonia. Foarte mulți mor din cauze ce ar putea fi adesea prevenite numai puțin de 2000 de copii per viață în fiecare an înainte de a împlini vârsta de 5 ani în România, secolul 21, un european. Zice-se. Cu o mortalitate infantilă de 11,1 la mie, România înregistrează una dintre cele mai îngrijorătoare situații la nivel european. Să-ți mai dau! Ca să aveți subiecte de referendum, tată, nu de astea cu Ioan să pupă cu iode. Datele Eurostat indică faptul că din întreaga Uniune Europeană, România înregistrează cel mai mare număr de nașteri cu mame între 10 și 17 ani. 9.282 de nașteri, adică 4,7% din totalul nașterilor din 2015, din care 676 erau minore între 10 și 14 ani. Pe când în România liderii poliției se preocupă intens de redefinirea noțiunii de familie din Constituție și sunt refractari la ideea de educație sexuală în școli, Comitetul ONU pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale a atras atenția Guvernului României că a devenit urgentă adoptarea unei strategii naționale ca să asigure accesul la educație sexuală și consiliere privind sănătatea reproductivă pentru tinerele și adolescentele din țară. Acum, unde sunteți? Nu mai strângeți semnături. Nu? Nu mai strângeți semnături. Dăm din știrile ProTV. Astea sunt știri care au existat în o grămadă de televiziuni, dar din păcate nu-s duse mai departe. Le pui acolo, Tovarășu ministru, tovarășul coaliție pentru familie. Naștire și citește. -o. Salvați copii, organizația Salvați copii spune rata mamelor minore din România mai mare decât în Bostoana, aia din Africa. În Bostoana. Are ai o monedă de ar putea fi moneda României. Înțelegi? Raluca Ion. Alt subiect. 282.000 de copii între 7 și 17 ani nu urmează nicio formă de educație. Iar în anul școlar 2014-2015, 34.293 de copii au abandonat ciclul primar ori gimnazial cu 8.400 mai mulți decât în anul precedent. No. Unii, a fugit, gata. Gata cu referendumul, nu ne mai interesează, familie tradițională. Hai să vedem familie tradițională. Mai vreți familie tradițională? Hai că vă mai dau. Studiu Ires. 4 din 10 români își bat copiii. Psihologul spune, dacă vrem copii creativi și autonomi, atunci părintele nu trebuie să fie ascultat de copil. Dar noi vrem să ne asculte copiii. Noi vrem ca generația aia care vine să aibă exact aceleași frustări, tâmpenii, prostii, care ne trec nouă prin cap. Băiatule, un copil creativ este un copil care iese din cuvântul tău. Sigur că nu dă foc la casă sau își bate mama. Dar face exact ce mi zic mie copiii când vor să-mi zică, băi, mai băști. Tata, tu ești din secolul 20. Tata, iar nu știi să intri pe Facebook. Hai că ți arăt eu. Mă duc și zic, deblochează-și telefonul că stă și l-am blocat. Și copilul îl deblochează are 3 ani, 4 ani sau 5 ani, pentru că el intră într-un alt ritm. Are o altă viteză de reacție la modernitate. Noi avem o viteză de aia de secol 20 și pretindem ca toți copiii să fie cu creierașul, cu sinapsele de secol 20. Și atunci îi batem. 4 din 10 copii și gândește numai aia care au recunoscut. Deci dacă vezi 10 bărbați pe stradă, 10 familii pe stradă, conform studiului, să știi că din familiile alea, patru familii, le-au băgat la bordeaux, la copii. Le-au mai dat. Pof, tof. Ăia recunosc numai, da? Despre asta nu povestim. Nu povestim, de exemplu, că nu avem o educație, nu avem o școală racordată la tot ce înseamnă piața muncii. Uite aici, ziarul financiar. Razie pe piața românească a celui mai mare grup german. Căutăm specialiști în IT și ingineri pentru centrele de dezvoltare și cercetare din Brașov și Cluj și nu prea găsesc. Pentru că noi am făcut numai filozofitate. Și nu vorbim de facultate de filozofie sau de asta altă. Nu. Noi am făcut stilul ăla de, de, educație în care hârtia contează. Diploma contează. Nu contează că un inginer bun în România poate câștiga aproape cât în Occident. Și în țara lui și mâncă mâncare caldă acasă și doar în nevastă. Nu du-te în Franța și o să vezi că inginerii români îți ținuți în puf. Du-te în Germania și la fel. Pentru că școala românească încă mai produce inginerie bună. Numai că dacă vrei să ai locuri în facultate pentru ingineri, pe de o parte merg la minister, dă și mie niște locuri și ăla zice, dar tu cine ești, de unde ești, de-a cui ești, dar cine te-o trimis? Și plătește. Îți aduc iar în discuție la Târgu Jiu, Universitatea, unde sunt mineri. De ei nu pot face cursuri pentru viitorii ingineri în minerit, pentru că trebuie să plătească câteva sute de milioane de lei vechi la nu știu ce agenție care ține de minister, care face, care drege, care te lasă să bagi oameni în economie. Nu? Și pe de altă parte, după ce ai distrus industrie, industrie, după ce au venit Roma și că trebuie dată la fier vechi, păi și mentalul colectiv a acționat instantaneu. Dar ce vrei să faci cu ingineria? Ce să faci tu inginer? Nu e ca pe timpul lui Ceaușescu, când domnul inginer era domnul inginer. Acum suntem în democrație. fă o chestie acolo de două, trei facultăți, niște masterate. bagă acolo, să ai hârtii multe, că poate te ia care va la să vinzi cheeseburger. Ce cartofi prăjiți. atunci ești domn. Ești domn. Ce mă întreba copiii într-o zi. Știi? Tata, tu chiar ai făcut filologia? Da. Dar da chiar filologie. filologia? Da. Și de ce nu ești la mine să vinzi cartofi? Pulai ai, doamne. -a zis, bă, dar de unde voi intra în cap? Ha, am citit noi pe Facebook. ea care fac filologie, psihologie și de-astea, cam pe acolo ajung la vânzător de cartofi pai. Da? Nu vorbim despre asta, tata, dar între timp, Europa merge înainte și merge la România, tata. Uite aici, lumea a treia, hot News. revoltă din Maxi Taxi, Ruta, pipera tunari, scene filmate parcă din lumea a treia, nu în nordul Bucureștiului. Că Mergeau oamenii, vai de capul lor, înghesuiți, ca vitele. Și după aia, dacă dai și știrea aia, alaltă, să nu crezi că era o întâmplare. Nu. Microbuzul care duce navetiști ca pe animale aparține unui consilier județean PSD de Ilfov. Soția sa este consilier PSD la Consiliul Local Voluntari. Adică, băieți, donați crezut Că așa iei tu o rută de maxi-taxi doar pentru că te-ai născut maxist-taxist. Sau ai revelații maxist-taxiste. Nu, adică trebuie să fii în sistem, să te împaci cu sistemul, să fii și tu, măcar un conseler, să... Discutăm despre chestia asta. Bine că involuntari. Voluntari e chestia senzațională în care, bă, era buluc într-un liceu, numai toți copiii erau la manuale, săracul primarul trebuie să pui pe catedră, mă, cu picioarele. Unde își pune cotul profesorul, s a pandele cu picioarele. Că să-l vadă lumea să știe. Este soțul doamnei. Da, soțul doamnei care vine așa în roz și parfumează Bucureștiul cu aromele de secol 24. Nu? Să vorbim despre chestiile astea? Să-ți arăt iadă-mi de pe Auris Luca. Uuro. Să vă arăt, acea Românie despre care nu vorbesc tovară și care tocmai și mări salariile. Să inaugurez un pod reparat în șase ani, dar construit în trei. Cascadorii râsului. O construit un pod în trei ani și l-au construit atât de bine că l-au reparat în șase ani. Hă? Nasol, așa? Așa ce fută s Băi, eu în locul ăstora m-aș condamna, mă. Adică vine asta să ne spună chestii care nu-i voie să le spui la televizor? Adică, de ce ne spui tu chestiile astea? Ești antinațional, ești vândut ungurilor, masonilor, cine, mai e la mod acum? Soros, multinaționalele, cam atât, așa? Nu, no, păi nici nu m-am vândut la mulți. așa, 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 așa. E nasol, așa? Nasol. Numai bine încheiem noi emisiunea, stăm liniștiți. Ce frumos ar fi să băgăm niște manele la televizor. Așa? Cum ar da popor. În sfârșit, domnul German, să o vin mintea la cap. Că ne tot arătai chestii de alea de care ne stresăm. Ea nu există. Nu, e ca democrația. Scrie despre ea, dar nu există. V-am pupat, băieți. Să iau cartea, că e faină. Să iau citația lui ăștia de la Galați. La revedere, si opa!